Șoferul unui autoturism în vârstă de 74 de ani a ajuns la spital după ce a pătruns cu mașina pe un bulevard din Deva, fără să acorde prioritate de trecere unui alt autoturism condus regulamentar de un bărbat de 68 de ani. La fața locului au sosit imediat echipe de descarcerare, ambulanța și un echipaj de poliție. În cauză, oamenii legii au întocmit dosar de cercetare penală. Astăzi, în jurul orei 10 și 15 minute, un bărbat în vârstă de 68 de ani, care conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Bălcescu din Deva, a fost acroșat de autoturismul condus de un alt bărbat de 74 de ani, care a pătruns pe bulevard de pe o stradă secundară, fără a acorda prioritate de trecere autoturismului care circula regulamentar. În urma impactului, conducătorul auto cu vârsta de 74 de ani a fost rănit și transportat la spitalul din Deva. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală, a declarat comisarul șef Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.